Recent un prieten de-al meu a fost la un seminar de-al lui Taher Sonu, poate îl știți, băiatul de la Arta Seducției. Și tema principală a seminarului era cum să fii un bărbat adevărat și ce înseamnă asta. Inspirația pentru acest video a venit de la prietenul meu pentru că am pornit diverse discuții cu el pe tema ce înseamnă un bărbat adevărat. În opinia mea, definiția bărbatului adevărat nu s-a schimbat niciodată, doar că au apărut altele care au creat confuzie. Așa că astăzi vom vorbi despre 5 trăsături ale unui bărbat adevărat ca să știi spre ce să țintești. Hai să-i dăm drumul. Prima trăsătură a unui bărbat adevărat este să fii puternic atât mental cât și fizic. Să fii puternic mental înseamnă să ai control asupra ta și să nu fii atras de vicii, pentru că e ușor să cazi în plăcerea de moment și să uiți de disciplina necesară pentru a fi un bărbat puternic. Disciplina necesită sacrificii, iar sacrificiul înseamnă să alegi viitorul în locul prezentului. Cei care aleg viitorul vor fi amintiți, iar cei care aleg prezentul vor fi uitați. Să ai control asupra ta mai înseamnă și să nu te lași influențat de oameni care vor să-ți facă rău. Pe cealaltă parte, dacă ești puternic fizic, alții se vor gândi de două ori înainte să-ți facă rău. E o tactică de intimidare. Dacă ai mușchi cât casa, nu trebuie neapărat să-i folosești. Era versetul din Biblie, dacă cineva îți dă o palmă, întoarce și celălalt obraz. Și nu înțelegeam exact cum adică să-mi iau și mai multă bătaie. De fapt, semnificația e în felul următor. Întoarce și celălalt obraz dacă cel care ți-a dat palma e mai slab decât tine și știi că îl poți distruge într-o secundă, dar ales să nu faci asta din înțelepciune. Întorcând celălalt obraz, îl umilești pentru că îi arăți că nu te deranjează faptul că ți-a dat o palmă. Însă, dacă cel care ți-a dat palma e mai puternic decât tine, nu întoarce celălalt obraz pentru că te va băga în spital. Tu trebuie să te pui în situația în care să întorci obrazul de cele mai multe ori, iar asta înseamnă să fii puternic atât fizic cât și mental. A doua trăsătură a unui bărbat puternic este faptul că e independent. Tu ca bărbat trebuie să înveți să oferi valoare în lume în loc să fii ca un parazit pe fața pământului. Adică trebuie să-ți dea puțin de gândit dacă mentalitatea ta este să stai toată viața pe banii părinților. Învață să-ți faci patul singur, să-ți faci cumpărăturile singur, să-ți gătești singur, să-ți gestionezi banii singur. Toate astea trebuie să le faci pe cont propriu, pentru că în viitor nu o să mai fie nimeni, nu o să mai fie părinți acolo care să te îndrume. Iar cu cât înveți să devii independent mai repede, cu atât mai bine, pentru că lumea asta are nevoie de oameni care să protejeze în loc să fie protejați. Înainte să continuăm cu a treia trăsătură, vreau să anunț că a scos Dracu piesă nouă. Cum, nu știi cine e Dracu? Dracu, mă, cel mai șmecher trapper din România. Bine, din Craiova. Diablo, băiatul de mă tot filma pe mine când n-avea cine, a scos piesă nouă, piesă șmecheră, filmată în Miami, nu oriunde, da, ca să ne înțelegem. Aveți linkul în colțul din dreapta al ecranului, duceți-vă și ascultați-o, pentru că așa sună viitorul trapului din România. A treia trăsătură a unui bărbat adevărat este să fie responsabil. Să fii responsabil înseamnă să îți asumi responsabilitatea vieții tale, să ții viața în propriile mâini, să îți asumi lucrurile pe care le faci, atât greșelile cât și lucrurile bune. Mai mult de atât, să realizezi că tot ce faci influențează și alți oameni, așa că gândește de două ori înainte să acționezi. Fiecare acțiune are și o reacțiune. Atunci când tu influențezi lumea, și lumea te va influența pe tine. De exemplu, atunci când țipi la cineva, mai devreme sau mai târziu, acel cineva va țipa înapoi la tine. Mai presus de toate, să fii responsabil înseamnă să îți dorești să fii o influență bună în lume, în loc să fii una rea. A patra trăsătură a unui bărbat puternic este productivitatea, să fii productiv. Asta înseamnă că muncești, că ești organizat, că ai un plan. Mereu îți dorești să faci ceva, să fii împlinit atât din punct de vedere financiar, cât și pe plan sufletește prin munca pe care o faci. Și să fii productiv înseamnă și să ai spiritul ăla competitiv specific oamenilor importanți, să-ți dorești să fii cel mai bun în domeniul tău, oricare ar fi ăla. Și în final, a cincea trăsătură. Un bărbat puternic e onorabil. Este de încredere. Când spune ceva, așa este. Este aproape literă de lege. Oamenii au încredere în el pentru că spune adevărul și spune ce gândește. Este onest cu el însuși cât și cu ceilalți și nu încearcă să fie ceea ce nu este sau să pară ceea ce nu este. Încearcă să spună adevărul, pentru că știe că adevărul este singura unealtă prin care binele și voia lui Dumnezeu se manifestă în lume. Asta face un bărbat adevărat. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, să lăsați un like și să-mi dați un follow la Edvice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, dacă te alături canalului, poți avea acces la serverul nostru de Discord numit Masa
sfaturilor, unde încercăm împreună să rezolvăm problemele adolescenților cu care se confruntă în viața de zi cu zi. Așadar, acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune E un reușită, nu un rateu. Pa, pa!